mie îmi place fiindcă e foarte creativ și te face să devii creativ și te scoate din mediul ăla în care ești oarecum constrâns de factorii de acasă, de ceea ce știi și aici mai întâlnești și experiența altora și asta te ajută foarte mult. Drept dovadă, atunci când am prezentat mesajul, l-am prezentat la sfârșit și l-am îmbunătățit pe parcurs, așa încât consider că e un câștig. În primul rând, experiența să știm să lucrăm mai organizat. Foarte multe lucruri din cele trecute în revistă aici poate le făceam mai mult instinctiv. Rezultatele nu totdeauna poate erau cele așteptate. Speranțele totdeauna erau mari. Inclusiv, chiar dacă nevoia identificată era foarte bună. Ce așteptări avem în viitor? În primul rând, experiențele acestea chiar să le folosim, să sperăm cu succes și în niciun caz, dacă ele nu vor avea primele noastre acțiuni succes, să nu ne oprim aici, să continuăm, pentru că, într-un fel sau altul, în acest mod va trebui să lucrăm în viitor. Mi-a plăcut foarte mult, sper să mai particip. Am acumulat informații despre care apar, nu am, cum să pot obține și alți bani, ca să le spun așa, și o să încerc să aplic tot ce am învățat la acest atelier. M-am bucurat foarte mult să particip. Sper că s-a și văzut asta. Este un atelier interesant, practic, dar ceea ce mi se pare și cel mai mult este utilitatea lui, având în vedere noua direcție pe care o ia bibliotecile în localitățile lor și în țară, la nivelul întregii. Am venit aici cu așteptări legate de schimb de idei, de moduri diferite de abordare a unei probleme și iată că asta am și obținut. Ceea ce am învățat aici, sunt sigură că îmi va folosi. În primul rând, mi-am clarificat conceptul de advocacy și lucrurile de aici sunt, pe care le-am învățat aici, sunt cu adevărat utile și în activitatea pe care o desfășor și chiar în celelalte laturi ale vieții. Este o activitate foarte constructivă. În zilele care au fost până în acest moment, am învățat foarte mult abordarea unui astfel de proiect, modul în care putem atrage și niște lideri, cui să ne adresăm dintr-o comunitate, mai exact. Și așteptările sunt destul de mari, urmând acest curs de advocacy. Ceva greu, dar în același timp distractiv și nu imposibil de realizat. Pentru cei care nu știu să lucreze în echipă, au acum posibilitatea să o facă. Le oferă o nouă perspectivă a multor probleme. O altă perspectivă pentru rezolvarea unor probleme. Cred că nu neapărat convenți, dar descoperi noi metode de a aborda problemele și de a le rezolva. Cred că e foarte benefic pentru coagularea echipei, pentru și în același timp e foarte interesant că ajungi să cunoști și celelalte echipe, problemele lor, poți într-un fel să faci conexiuni, e foarte important. Da, mie îmi place acest gen de activitate pentru că te pune în fața unor fapte pe care trebuie să le rezolvi. Trebuie lucrat în echipă, ceea ce face ca toți să aibă aceeași sistem, adică să-și uniformizeze stilul de a gândi, pentru că dacă îl faci individual fiecare, chiar dacă te unești pe urmă, nu prea dă bine. Și partea practică este cea mai folositoare. Aplicabilitate, pragmatism și un mod plăcut de a face totul. La prima vedere o avalanșă de informații. Probabil că în momentul ăsta suntem destul de bulversați, dar destul de entuziaști în același timp și am convingerea că o să duce lucrurile până la capăt, fără glumă, fără rețineri și
o să reușim. Și eu? Bine, și eu. Chiar dacă nu sunt neapărat din domeniul bibliotecilor, acest atelier a fost foarte util pentru mine. În primul rând că era scheletul mare, erau informații generale care pot fi aplicate și pe alte domenii, respectiv în domeniul care mă interesează pe mine, cel legat de ONG-urile pe sănătate. Prin urmare, sper că în viitor să pot transfera informațiile și aplicațiile pe care le-am învățat aici asupra domeniilor de interes. Pentru mine atelierul ăsta a fost ceva nou. Am primit foarte multe informații. Într-adevăr, încă nu sunt aranjate, stratificate, dar sper cât de curând să se mai aranjeze, după ce citesc materialele. Oricum, dinainte am primit niște informații de la tine foarte utile. Mulțumesc frumos și acum au venit detaliile care sunt foarte utile, zic eu. Și sperăm că în continuare să putem merge pe domeniul acesta cât mai mult. Fiind interactiv, te prinde în activitate. Asta îmi place. Nu e așa tipic, stai, asculți, mai primești un exemplu și după aia treci acasă să-ți faci temele. Pot? Particip pentru prima oară la acest gen de activitate. Deci pentru mine este ceva inedit. Am acumulat lucruri noi, sper să reușesc să le și pun în practică și mă simt onorată că fac și eu parte din rețeaua dumneavoastră. Concret, aplicabil. Ceva nou pentru mine a fost și cred că și pentru cei din țară și foarte folositor, cred că ăsta e cuvântul care definește cel mai bine atelierul, folositor. Dinamic, concret și pe termen lung. O informație de foarte bună calitate și expusă într-un mod minunat. Felicitări, mulțumim. Creativ, serios și ușor de pus în practică. Și îndeamnă la acțiune și mi-a oferit încredere mie și cred că și celorlalți participanți. Și prezintă informații serioase într-un mod creativ și îndeamnă la creativitate. Un atelier la care, într-adevăr, s-a pus accentul mai ales pe practică, pe exerciții, pentru că dacă discutăm mult, uităm la fel de repede. Și am rămas cu multe și mi-a deschis și o altă viziune de advocacy. Nu am fost preocupată până acum și chiar o să citesc mai multe și o să mă dezvolt pe domeniu. Și cred că prin presă trebuie să facem advocacy. E normal și natural presa să facă advocacy pentru diferite cauze. Excelent! Mulțumim foarte mult, Elida! Ce mi se pare cel mai util și, oarecum e un beneficiu secundar al cursului, e că e o întreagă echipă, adică nu vin doar trainerii, nu vine doar coordonatorul cu alte județe. Poți trata o problemă oarecum transparent. Doi la mână, ai niște mijloace, să zic așa, bine delimitate. Pot să dau și sugestii acum, nu? Scurt! Ca și sugestie, activitățile de grup pe care le faci să fie oarecum făcute cu un debriefing mult mai amplu, adică să nu lași niște activități suspendate fără să explici foarte bine utilitatea lor. Uh-huh. Și în rest, na, de formator numai de bine, că toată lumea le aude energia și cam atât.